Radion Samoilev stătea în camera stagiarului, obosit de la statul îndelungat cu spatele înlemnit pe speteaza moale al unei canapele mici. Operația a durat mai mult de 6 ore. La început toți credeau că băiatul care a fost adus cu înjunghiere, pur și simplu nu va supraviețui. Însă, Radion era destul de profesional ca să nu permită asta. Totuși, nu în zadar Samoilev se considera un specialist de clasa întâi. Unul dintre puținii din țară cine se apuca de cele mai dificile sarcini. Iată și aici. Conform tuturor indicatorilor de risc disponibili, posibilitatea de salvare a pacientului a fost redusă. S-a pierdut prea mult sânge și timp pe drum. Dar Samoilev nu numai că a reușit să salveze viața tipului, a reușit să coasă rana în așa fel încât cicatricea de la ea nu numai că nu i-ar strica aspectul, ci chiar și invers o va face mult mai brutală. A fost o glumă în timpul bătăliei jocului de reconstruire istorică, înfățând lupte medievale cu sabia. Viitorul pacient a reușit să cadă fără succes pe propria armă și aproape cu fața. Gâtul și obrazul drept al băietului era aproape despicat. Arterele și nervii nu au fost doar în mod miraculos afectați de lama sabiei. Medicii din ambulanță care l-au livrat pe jucătorul de rol direct la clinica privată unde lucra Samoilev erau conștienți că într-un spital obișnuit era banal să-l ajute, pur și simplu nu ar fi avut timp. Rodion era în cercurile medicale aproape o legendă vie. Și din acest motiv medicii sperau că chirurgul va putea face o altă minune. Și nu au eșuat. Cu toate acestea, puțini oameni și-au putut imagina cum au fost date astfel de miracole unui chirurg genial. Rodion avea doar 47 de ani, dar uneori se simțea ca un bătrân când în fața lui ajungea vreun caz foarte dificil. Bărbatul investea în salvarea unui astfel de pacient nu numai abilitățile sale profesionale, ci și absolut toată puterea morală. De aceea a fost numit uneori Arhanghelul. Dând aluzie la un fel de putere mistică care era în mâinile chirurgului în momentul în care un alt pacient grav bolnav a căzut pe masa lui. Samoilev a luptat pentru fiecare viață umană până la sfârșit și nu s-a uitat niciodată la starea materială a pacienților. Rodion avea 10 de vieți salvate în contul său. În plus, mergea adesea la bază pentru a pregăti personal tânăr din Ministerul Situațiilor de Urgență. Și preda ore privind acordarea primului ajutor în situații de urgență. Pentru aceasta, colegii îl respectau enorm pe Samoilev și uneori erau uimiți de capacitățile lui. Dacă era necesar, chirurgul putea să se afle zile întregi în clinică monitorizând starea pacienților. Cu toate acestea, asta nu însemna deloc că Rodion Andrivici era un fel de robot viu. Dimpotrivă, latura lui emoțională nu a fost dezvoltată mai rău decât cea intelectuală. Și prin urmare, specialistul a trebuit uneori să muncească incredibil de mult pentru a nu fi impregnat de sentimente pentru oameni. A cărui viață, prin voința unui accident fatal, se dovedește a fi în întregime dependentă de acțiunile sale medicale. Chirurgul a absorbit dragostea de medicină, așa cum se numește cu laptele matern. Părinții lui Samoilev singuri lucrau ca medici în spitalul regional. Tatăl a participat și la diferite operațiuni speciale în zona de război ca medic militar. Tatăl și mama lui Rodion Andrivici și-au dedicat întreaga viață slujirii jurământului democraților. Larisa Ivanovna, mama lui Rodion, a lucrat ca chirurg plastician jumătate de viață. Dar nu privat, ci de stat. Ea a corectat defectele primite de persoane aflate în diverse situații traumatice sau din cauza modificărilor ereditare a corpului când genetica a jucat brusc o glumă proastă oamenilor și a avut un efect foarte negativ asupra aspectului lor. Larisa Ivanovna a lucrat exact până în momentul în care a fost diagnosticată cu artrită dobândită a articulațiilor încheieturii mâinii. Pe zi ce trecea, era din ce în ce mai greu să țină instrumentele chirurgicale în mâini. Și nu-și putea permite să riște sănătatea și viața pacienților ei. Prin urmare, s-a pensionat voluntar aproape imediat după ce i s-a dat un diagnostic atât de dezamăgitor. Samoilev, din câte și-amintea, și-a admirat întotdeauna părinții. Așa că nimeni nu a fost deosebit de surprins când, după școală, a decis să-și conecteze viața cu medicina. Spre fericire, părinții din copilărie au investit în fiu conceptele și valorile morale potrivite. Mai ales capacitatea de a respecta și accepta orice viață umană. Indiferent de câți bani erau în portofelul proprietarului acestei vieți.
În multe privințe, această abordare a afectat atitudinea tânărului Rodion față de bani. Nu se poate spune că a alergat în mod deosebit după bogăție sau după bunăstarea materială, însă băiatului era destul ceea ce avea. Fiind mulțumit cu strictele necesități, tânărul Samoilev a învățat să nu împartă pacienții în bogați și săraci. Dacă o persoană avea nevoie urgentă de ajutor, atunci chiar dacă era cel mai sărac fără adăpost, Rodion trebuia să-i ofere acest ajutor fără niciun dispreț pentru o asemenea persoană. Această abordare i-a șocat oarecum pe colegii săi de atunci. Samoilev, care a lucrat la început în cel mai obișnuit spital al orașului, nu a stat cu adevărat la ceremonie cu medicul șef când noaptea târziu primea uneori astfel de pacienți, fără acte și un loc de reședință fix. Cu toate acestea, tânărului chirurg nu i-a păsat deloc. Și în ciuda reproșului medicului șef, a încercat să facă tot posibilul pentru ca după un timp astfel de pacienți să părăsească spitalul sănătoși. De ce Samoilev nu a fost cu adevărat iubit în acel spital, este pentru că Rodion Andrivici nu a luat niciodată mită. Acest om avea propriul cod de onoare unde era scris cu negru pe alb. El a văzut prea multe cazuri în care părinții bogați ai tinerilor majori nesăbuiți i-au împins literalmente în mâinile șefului secției și altor medici bani. Doar pentru ca fiica sau fiul să nu fie tras la răspundere pentru o supradoză monstruoasă, sau invers, au vrut să cumpere un loc la coadă pentru un transplant de organe vitale. În timp ce alți oameni obișnuiți au fost nevoiți să-și aștepte rândul cu ani. Toate acestea i-au provocat lui Samoilev dezgust. Dar și mai mult dispreț în ochii lui a fost cauzat chiar de medicii cărora nu le-a fost rușine să ia aceste mite. Odată, chirurgul și-a exprimat aceste neplăceri unuia dintre cunoscuții săi și fostul său coleg, care deja de câțiva ani practică activitatea privată. El l-a invitat pe Rodion Andrivici la o ceașcă de cafea cu ocazia unei întâlniri pline de bucurie. Și acum cu interes asculta părerea lui despre specialiștii cumpărați. Iată așa, se plângea Rodion pe colegii săi. Și cel mai trist lucru din toate astea, știi care e? Faptul că există astfel de cazuri în aproape fiecare spital. Dar noi doar în capitală lucrăm. Imaginează-ți că suntem fața medicinei. Și mi-e rușine de ei și nici nu-i pot înțelege. Ce să înțelegi aici, Rodion? Trist i-a zâmbit prietenul Veniamin. Aici, iată, explicația este cea mai simplă. Ei au nevoie de bani și cu asta i-a explicat totul. Tu însuți știi ce salarii sunt acum în sectorul public. Iar după optimizare, ce s-a întâmplat cu bugetul? În general, nu e treaba mea să-ți explic. În general, de aceea am intrat în practică privată, când a început toată această manieră. Desigur, am fost nevoit să iau un credit, dar ce să-i faci? Astăzi nicio afacere decentă nu se face fără împrumuturi. Mai ales o clinică privată. S-au cheltuit atât de multe milioane numai pentru echipament. Dar mai trebuie să plătești și taxe. Bărbații au mai vorbit puțin pe tema asistenței medicale moderne, după care fostul coleg i-a oferit în mod neașteptat lui Samoilev să meargă la muncă la el. Rodion s-a uimit de această propunere. Nu știu, Veniamin Ganetivici, ce să-ți spun în această privință. S-a îndoit Samoilev. Să lucrezi într-o clinică privată nu e ceea ca la stat. Standardele sunt mai severe, dar și în general, voi putea eu să mă acomodez la voi cu principiile mele. Veniamin numai viclean a zâmbit prietenului. Că standardele sunt mai severe, în asta ai dreptate, numai că și tu nu ai finisat o școală profesională, corect. Deja toată capitala a auzit de meritele tale. Care e sensul să ții așa specialist într-un spital de stat? La noi ziua de muncă nu se deosebește de ceea cum trăiești acum. E doar o singură diferență, bolnavii știu unde merg și că trebuie să achite pentru vizită. De la asta nici mită nu există, deoarece pentru tot deja e achitat. Totul legal, înțelegi. Dar în rest, aceiași pacienți, aceleași probleme. Numai că în loc de democrație, o sumă destul de bună. Rodion confuz a dat din cap. Dar cum rămâne cu oamenii simpli? Veniamin înțelegător a aplecat capul și sigur tăia prăjitura. Sincer să-ți spun, la noi astfel vin rar. Însă... Și el sigur a pus în gură o bucățică de desert și servind cu cafea aromată. În acest caz...
În clinica noastră oferă o cotă specială. De exemplu, dacă toate spitalele sunt ocupate sau pacientul nu reușește să fie dus la spital și există riscul decesului, astfel de pacienți ne sunt trimiși la noi. În astfel de cazuri ei nu achită nimic, avem posibilitatea de a face ceva bun fără a împovăra o persoană financiar. Filozofie interesantă. Îngândurat a spus Samoilev. Tu iată ce, Rodion. Gândește-te o săptămână și dacă te decizi sună. Eu îți voi lăsa cartea de vizită. Noi într-adevăr avem nevoie de specialiști profesioniști. În privința salariului nu te voi supăra. Doar nu suntem oameni străini. Dar și ce cunoștințe ai sunt într-un preț cu aurul. Dar și intuiția de medic e de la Dumnezeu. Așa ceva acum foarte rar se întâlnește. Tu crede-mă. Va fi păcat dacă îți vei pierde talentul pentru ani de muncă în spitalul de stat. Samoilev foarte des își amintea acea discuție. Într-o măsură oarecare, Veniamin s-a dovedit a avea dreptate. Dacă nu s-ar fi transferat la el, nu se știe ce s-ar fi întâmplat acum cu profesionalismul lui. Într-adevăr, putea să se întâmple așa că cei mai buni ani de muncă, un tânăr chirurg la acea vreme, îi putea irosi pe o confruntare nesfârșită între corupți și managerii acelui spital din oraș. Nu cu mult timp în urmă, un bărbat a văzut un reportaj pe internet dedicat închiderii acestei instituții de protecție și arestării medicului șef al acesteia. Și din nou, intuiția nu l-a dezamăgit pe Rodion Andrivici. S-a dovedit că de câțiva ani șeful spitalului făcea comerț ilegal cu organe donate a pacienților decedați. Când chipul fostului său șef de spital a apărut în cadru, Samoilev chiar a tresărit de dezgust. Acum Rodion lucrează cu succes în clinica prietenului său de mai bine de 15 ani. Și în tot acest timp a tratat cetățeni complet obișnuiți, absolut gratis. În această parte a acordului, Veniamin nu l-a mințit. Cota într-adevăr exista și datorită ei. Samoilev de multe ori a reușit să salveze mulți oameni buni. Dacă profesional, Rodion a avut mai mult decât succes, dar iată în viața personală a bărbatului din păcate totul a fost exact invers. Soția, Olga, a plecat de la chirurg acum 5 ani, când deja era imposibil să ascundă de soț înșelăciunile sale. Muncind ca manager în relații publice într-un mare holding media, Olga ajută adesea directorul clinicii, lui Veniamin, cu pregătirea publicității și cu conferințele științifice ce asigurau creșterea prestigiului instituției lui. Singur Rodion era chiar fericit de inițiativa soției. Cu cât mai mulți sponsori puteau atrage, cu atât mai înaltă crește cota, pentru ca Samoilev să poată salva oamenii obișnuiți. Însă, necazul a venit de unde nu s-a așteptat. Foarte curând Rodion a început să observe că soția prea mult se reține la întâlniri de afacere și așa numitele prânzuri de afacere. Femeia a început periodic să nu doarmă acasă sau să vină mai târziu decât Samoilev. Și departe nu într-o stare favorabilă. La toate întrebările soțului, Olga răspundea la fel. Eu eram ocupată. Sau, vai iepuraș, am avut o conferință atât de dificilă, strașnic. Dar noi apoi cu fetele am fost la cafenea, să ne relaxăm puțin. Eu doar vreo câteva pahare am băut. Așa a continuat 3 ani, în timpul cărora Rodion era nevoit să rabde absența soției și a cinei calde. Totul s-a clarificat pe neașteptate. Odată, chirurgul a intrat în tura de zi, după o noapte lungă fără somn. Olga atunci nu era acasă. Dar telefonul ei mereu îi spunea lui Rodion cu vocea robotului telefonic că soția lui în acest moment nu este disponibilă. Trecând prin secția fizioterapie, el brusc a auzit o voce cunoscută ce se auzea din camera de odihnă. Automat ascultând sunetele râsetelor și săruturilor, Rodion cu uimire a recunoscut vocea soției sale. Îndreptându-se cu pași rapizi spre camera de odihnă, Samoilev cu mișcări bruște a deschis ușa. În ochii chirurgului primul lucru s-a aruncat măsuța de cafea din sticlă pe care era frumos aranjat o sticlă de vin și 2 pahare. Alături era o farfurie cu cașcaval și o cutie cu ciocolate. Pe unul din pahare erau prezente urme de ruj, a cărui culoare era cunoscută pentru Samoilev. Rodion, tu ce faci aici? A auzit el în următoarea secundă vocea indignată a soției lui. Chirurgul încet a ridicat privirea la soția aproape goală ce rușinoasă se acoperea cu un halat medical.
Alături de ea stătea jenat de situație, tânărul fizioterapeut cu care Rodion periodic se întâlnea la cantină și discuta ultimele știri din lumea sportului. Ambii bărbați foarte mult iubeau fotbalul și hocheiul. Băiatul jenat a plecat ochii. Așa cum era în zădar să mai spună ceva sau să se justifice. Eu ce fac aici? Olga, noi cu Nicolae, el a dat cu capul în direcția fizioterapeutului. Aici ambii muncim. Dar iată tu cu ce te-ai ocupat aici tot acest timp. Colea, de ce taci ca un pește? L-a lovit Olga cu umărul la mantul. Spune-i măcar ceva. Rodion Andrivici, dumneavoastră, iertați-mă, noi cu Olga deja de mult timp ne întâlnim. Pur și simplu nu doream să vă deranjăm, dumneavoastră, și așa sunteți supraîncărcat în chirurgie. În fiecare zi sunteți stresat. Fizioterapeutul confuz s-a întins spre cămașa sa, încercând cu degetele tremurătoare să-și închidă nasturii. Rodion numai amar a chicotit. În fiecare zi stres, a repetat el ultimele cuvinte a băiatului. Asta la sigur. Tu iată ce, Nicolae, pregătește-te pentru muncă liniștit, căci acuș va veni șeful secției, dar voi aici în așa hal. Nu e bine. Cu tine, Olga, vom discuta acasă. Și te rog, vin acum seară la timp. Spunând asta, Rodion în tăcere a ieșit din camera de odihnă, cu o privire încruntată la soția lui, permițându-i ei și amantului să se aducă în ordine fără priviri indiscrete. Seara, pe soții aștepta acasă o discuție neplăcută. Spre marea supărare a Olgăi, Rodion nu a făcut scandal. Bărbatul doar dorea să se clarifice de ce soția brusc a decis că ei îi va fi cu cineva mai bine decât cu el. Desigur, îi era foarte dureros și jignitor. Totuși, trădarea de așa gen rănește tare. De ce? Dar tu singur nu înțelegi. Cu o voce batjocoritoare l-a întrebat soția. Mie uneori îmi pare că nu-ți pasă dacă sunt eu acasă sau nu. Te-ai cufundat în serviciul tău și nu observi nimic în jur. Dar eu aveam nevoie de atenția ta, înțelegi. Dragoste! La naiba, tu singur nu știi dacă mă iubești și niciodată nu știai. Dar măcar amintește-ți că săptămâna trecută am avut aniversarea nunții. Dar eu doar încă nu sunt bătrână și urâtă. Și Nicolae, ca nimeni altcineva, m-a ajutat să simt asta. Tu știi că noi deja de 3 ani suntem împreună. Samoile v-a simțit cum mâinile lui de pe genunchi au început a se răci. El încet a ridicat privirea spre Olga. 3 ani. Cu voce răgușită a întrebat el, și tu ai tăcut tot acest timp. Dar de ce, Olga? Pentru ce? Soția doar nemulțumită a fluturat cu părul ei blond. Pentru aceea, Rodion. Pentru aceea că eu până la final am așteptat că tu vei observa ceva. Vei începe să fii gelos. La urma urmei, eu speram că vom avea copil. Femeia repede și-a șters de pe obraz ultima lacrimă. Dar se pare că tu nu poți avea copii din cauza operațiilor tale. Zile întregi lucrezi în picioare. Și cum să-i oferi atenție soției tale? Tema copiilor, mereu pentru Samoileva, a fost dureroasă. Practic toți 20 de ani pe care soții au trăit împreună, ei periodic încercau să conceapă un copil, însă perechea nu reușea. Nu i-a ajutat nici fertilizare in vitro, pe care Olga a petrecut-o de 4 ori. Femeia tot timpul îl învinuia pe soț în cele întâmplate, făcându-i aluzie că bărbatul nu poate avea copii. Însă, câte controle a trecut chirurgul, nu i-au găsit nicio problemă. Însă Olga nici nu dorea să se gândească că cu ea poate fi ceva în neregulă. Uimitor, dar analizele ei la fel nu arătau nimic deosebit, adică motivul că nu pot concepe un copil se ascundea în altceva. Nu v-ați gândit că nu reușiți să concepeți copii toți acești ani? Din cauza că între voi poate exista o incompatibilitate fizică banală. L-a întrebat odată pe Rodion medicul. Adică, nu prea înțeles chirurgul. Doriți să spuneți că noi nu ne potrivim? Nu chiar așa. L-a avertizat pe bărbat. Înțelegeți, uneori se întâmplă așa că soții se iubesc, dar copinicii de cum nu se primesc. Și nu din cauza că au probleme psihice în familie, deși așa variantă nu este exclusă, dar din cauza că corpurile fizic nu reacționează unul la altul așa cum trebuie pentru concepere. Natura le dă de înțeles oamenilor că mai bine să nu încerce. Înțelegeți?
oricum nimic bun nu se va primi. Corpul vostru și corpul soției pot fi configurate diferit și sincronizarea lor pur și simplu este imposibilă. Rodion în acea zi a ieșit din clinică îngândurat. Posibil în cuvintele medicului era o parte de adevăr. Ei cu Olga doar niciodată nu s-au iubit cu adevărat. Dar dacă nu există dragoste, atunci de ce în asemenea caz să nască copii în familia lor? Atunci Rodion nu i-a spus nimic soției. Ascultând seara o altă porție de reproșuri și nemulțumiri din partea ei. Anume din acel moment soția a început atât de activ să se intereseze de clinică unde el muncea. Și tot mai des să se rețină la întâlniri în oficiul său. Analizând totul, Samoilev a înțeles că aici Olga îi spune adevărul. Înșelările ei a durat puțin mai mult de 3 ani. Eu am decis. Cu voce tremurătoare a rostit soția. Mâine îmi voi strânge lucrurile și mă voi muta cu traiul la Nicolae. La divorț vom da imediat, cum vor veni documentele pentru împărțirea proprietății în Devălmășie. Și nu-ți face griji. La casa ta de vară eu nu voi pretinde. Singur ai grijă de roșiile tale. Vocea pătrunzătoare a soției l-a întors pe chirurg din amintiri în prezent. Rodion știa bine că Olga niciodată nu-i plăcea să aibă grijă de grădină. Și din acest motiv a primit cu ironie cele spuse de soție. Știi, poate ai dreptate. A spus în sfârșit Rodion. Atâția ani am trăit împreună. Dar așa și n-am văzut fericire. Procedează cum știi. Sper că cu Nicolae vei avea fericirea mult așteptată. Soția și-a îndeplinit promisiunea plecând ziua următoare. Adevărat, nu a reușit să-și prindă fericirea feminină mult așteptată. După câteva luni, dintr-un motiv necunoscut, Nicolae a părăsit clinica și s-a mutat în alt oraș. Olga, desigur, a fost ultima care a aflat despre asta. Până atunci, Rodion reușise deja să vândă profitabil apartamentul comun. Iar cu banii primiți în timpul divorțului, Samoilev a achiziționat o garsonieră frumoasă aproape de locul de muncă. I-a dat mașina soției și acum pleca la muncă pe jos. Văzând în asta grija de propria sănătate. Olga, după trădarea bruscă a lui Nicolae, a încercat să repare podurile pe care le-a ars personal cu Rodion. Însă Samoilev nu a avut nicio dorință să intre în același râu pentru a doua oară. Drept urmare, însă și fosta soție a cerut autorităților un transfer în capitala nordică pentru a scăpa de amintirile proaste și pentru a încerca să înceapă a doua jumătate a vieții sale cu o foaie curată. Rodion Andrivici, la rândul său, a perceput și eliberarea neașteptată ca pe o nouă încercare de a-și îmbunătăți propria viață. Acum că nu mai era împovărat de grijile constante cu privire la fosta lui soție, se putea concentra pe deplin asupra muncii lui iubite. Scufundarea în viața de zi cu zi medicală l-a ajutat într-o oarecare măsură pe Samoilev să-și revină. În fiecare zi salvând vieți omenești, chirurgul părea că vrea să-și demonstreze singur că este încă capabil să aducă beneficii acestei lumi. Și supărarea pe o singură femeie nu va putea șterge toate lucrurile bune care au mai rămas în viața lui. Uneori, însă, întorcându-se în apartamentul gol, Rodion Andrivici a început să experimenteze un atac acut de singurătate și automat se cufunda în amintiri. Stând seara în fața ferestrei larg deschise, doctorul își amintea de vremurile tinereții sale studențești dulci în același timp amar când s-a îndrăgostit și a fost iubit de o fată minunată care i-a oferit studentului de atunci o mulțime de momente vesele și uluitoare. Însă acele timpuri de mult au trecut. Și acum pentru Samoilev sensul întregii sale vieți a fost practica medicală. Clinica a devenit pentru bărbat aproape casă unde își petrecea cea mai mare parte a timpului. A doua jumătate a ei chirurgul a preferat să o petreacă cu câinele său credincios, Chaplin, ce a devenit pentru el o liniște sufletească. Rodion Andrivici l-a luat pe Chaplin când încă era cățel. L-a găsit în drum spre casă. Cățelul mic văita tare. După el se observa că nu de mult a deschis ochii. Dar după voința sorții a rămas singur. Lui Samoilev era foarte milă de cățel. Așa că a decis să-l adăpostească și să-l lase la el la început. Bărbatul era nevoit, chiar a fost nevoit să hrănească cățelul cu biberonul. Însă foarte curând, el a crescut și a început a mânca mâncare pentru câini normală cu ce i-a ușurat viața stăpânului său mereu ocupat.
La muncă râdea uneori de chirurg spunând că la bătrânețe în sfârșit are copil. Măcar și cu coadă și pe patru labe. Samoilev nu mai glumea. Multe înțelegeți. Va avea acum un prieten fidel care nu-l va lăsa să se cufunde în nostalgie și depresie. Chaplin a crescut un câine puternic și frumos cu blană groasă ce îl făcea puțin asemănător unui câine de rasă husky. Ochii mari și albaștri erau puternic căptușiți cu margini negre. Anume pentru această trăsătură într-un mod asemănător cu actorul american Charlie Chaplin și fiind încă un cățeluș, și-a primit această porecla de la stăpân. Câinele în fiecare seară sau dimineață, în funcție de tura lui Samoilev, îl întâmpina pe bărbat culătrat de bucurie și flutura din coada lui pufoasă. În același timp, Chaplin a reacționat foarte subtil la starea de spirit a stăpânului său. Și întotdeauna ghicea exact când ar trebui să fie abordat cu o cerere de a juca și când ar trebui să tacă și să-i dea odihnă chirurgului obosit. Samoilev depunea tot sufletul în prietenul său cu patru picioare. Se părea că se înțelegeau fără cuvinte. În timpul liber, se plimbau adesea în parcul central al orașului. Și mulți iubitori de câini, văzându-i de departe, le făcea semn cu bucurie invitându-i să le țină companie. Într-o zi, plimbându-se prin oraș cu Chaplin în ziua sa liberă, Samoilev a fost martor la întâmplare ciudată. Trecând pe lângă gara auto, Rodion Andrivici a atras atenția la o fată tânără însărcinată ce discuta cu un taximetrist. Șoferii ce și-au propus prețul, s-au aranjat în rând pe acostament. Încercând să atragă clienți, Samoilev niciodată nu s-ar fi uitat în direcția acelei necunoscute, dacă viitoarea mamă n-ar fi fost îmbrăcată sărac, practic în strențe. Un pulover albastru vechi era roasă la coate până la găuri. Fusta lungă arăta ca o stofă ieftină gata să se rupă de la burta fetei. Era încălțată în Adidas cu talpa joasă și probabil găsiți la gunoiește. Însărcinata avea în mână un buchet modest din garoafe. Pe cap avea o eșarfă subțire ce o apăra de vântul de primăvară. Ea cu lacrimi implora pe cineva din taximetriști să o ducă într-un loc în care anume, chirurgul nu a auzit. Dar la toate rugămințile ei, șoferii răspundeau practic la fel. Ascultă, domnișoară, nu încurca pe oamenii cinstiți să câștige bani. Am spus doar pentru 400 de ruble, mai puțin nu. Ai înțeles? Bărbatul cu accent oriental era enervat de insistența pasagerei. Dar eu am doar 200. Aproape plângea ea. Vă rog. Ce vă costă în această zi? Eu am nevoie urgent. Înțelegeți. Curând poate nu va mai fi posibil să plec undeva. Fata însărcinată îi privea pe șoferi atent netezindu-și burta. Marat ce tot ești discuți cu acești boschetari. S-a apropiat de ei al doilea șofer. Ție ceva nu ți este clar. Tu vrei să-ți păstrezi copilul. Fata a rămas șocată de așa grosolănie și doar a clipit din ochii mari afirmativ dând din cap. Atunci pleacă de aici. Bărbatul s-a apropiat de ea amenințând-o, sau poate vrei cu natura să te răsplătești. Samoilev decisiv s-a apropiat de fata însărcinată astupând-o cu spatele de șoferul grosolan. Chaplin a început a lătra tare impunându-le să cedeze. Ei bărbate, tu dorești. Nimic. Liniștit a răspuns Rodion Andrivici. Încetează să o ameninți pe fată, altfel voi chema poliția și veți fi fugăriți de aici. Șoferul care a răspuns doar a ridicat mâinile într-un gest prietenos ca semn că nu are nevoie de probleme. Samoilev s-a întors cu fața spre fata însărcinată și scoțând din sacoul său portofelul, a scos din el 300 de ruble. După i le-a întins fetei speriate. Iată țineți! Văd că aveți foarte nevoie să ajungeți în acel loc Marat vă va duce în siguranță. Așa doar este Marat. Chirurgul serios l-a privit pe șofer cu înfățișare orientală ce un minut în urmă a încercat să scape de săracă. Desigur, desigur o voi duce, de ce nu? Sunt bani, este călătoria. Așezați-vă, domnișoară. Șoferul a încercat slab să zâmbească, dar nu prea reușea. E adevărat pentru mine. Uimită l-a întrebat fata însărcinată pe Rodion Andrivici. Doamne, mulțumesc frumos, eu vă întorc totul, vă promit. Scrieți-mi adresa, dar eu voi transmite prin poștă. Calmați-vă! A întrerupt-o bărbatul.
Eu n-am nevoie de nimic de la dumneavoastră. E un așa fleac pentru mine, dar pentru dumneavoastră e mult mai important acum." Chirurgul era puțin uimit de așa mulțumire sinceră. El doar din partea lui a compătimit-o sincer pe fată și desigur a făcut-o fără să spere că îi va întoarce banii. Ștergându-și lacrimile, viitoarea mamă a rostit cu o voce tremurătoare: "Mulțumesc încă o dată! Astăzi pentru mine este o zi specială. Ziua de naștere a mamei mele. Iată și doream să-i fac un cadou." Jenându-se, ea l-a privit pe binefăcător direct în ochi. După aspect avea vreo 20 de ani. Rodion Andrivici doar a fluturat din mână. "Desigur, aceasta e treaba dumneavoastră cum veți cheltui acești bani. Nu mai fiți, vă rog, mai atenți. În situația dumneavoastră trebuie să evitați emoțiile puternice." Fata a zâmbit puțin, după ce a urcat în mașină. Marat în acest timp, deja a reușit politicos să deschidă ușa în fața ei. Samoilev cu câinele său s-a îndreptat să se plimbe în continuare, aruncând ultima privire de avertizare spre taximetriștii rămași pe marginea drumului. În drum spre casă, chirurgul a auzit cum în buzunarul sacoului lui a vibrat telefonul. Uitându-se la ecran, bărbatul mulțumit a dat din cap. Îl suna detectivul privat care l-a angajat acum câteva luni ca să clarifice pentru sine careva detalii. "Alo, Rodion Andrivici, Victor Drumeș vă deranjează. Biroul de detectivi, vă amintiți?" "Desigur," a confirmat Samoilev. "Dacă sincer, nu m-am așteptat că rezultatele vor fi atât de rapide. Ați găsit ceva?" Vocea pe partea cealaltă a receptorului a chicotit. "Am găsit, nu ceva, dar ceva interesant, Rodion Andrivici. Nu vă imaginați cât praf am fost nevoit să înghit prin arhivele orășenești și câte cărticele să scutur ca să găsesc informația necesară. Pentru asta și v-am achitat așa avans." "Victor Sergivici," i-a reproșat Samoilev. "Eu sper că sunt ceva date precise." "Da, acuș vă transmit documentul, acolo e tot ce trebuie să știți." Peste o secundă, telefonul chirurgului încet a sunat anunțând că are un mesaj nou pe adresa electronică. Deschizându-le, Samoilev într-adevăr un document unde era structurată toată informația de care avea nevoie. Rezultatele anchetei erau adunate la sfârșit, pe o listă separată. Detectivul s-a grăbit să-i spună clientului cel mai principal: "Mi-e frică că veți fi nevoit să mergeți la cimitir. Alea numărul 8, rândul 26, al treilea mormânt din dreapta. Acolo și este înmormântată prima voastră dragoste. De acum 20 deja." Samoilev i-a mulțumit detectivului și i-a spus că restul banilor vor ajunge pe contul lui deja în timpul apropiat. După asta, chirurgul l-a dus pe Chaplin acasă, i-a pus mâncare, dar apoi și-a luat automobilul cu care s-a îndreptat la cimitir. Vântul în acea zi era deosebit de puternic. Înfășurându-se în paltonul său negru, Rodion Andrivici umbla prin cimitir căutând printre mulțimea de morminte, mormântul femeii lui iubite. Curând el a reușit să găsească locul necesar. Spre mirarea lui, mormântul iubitei lui era bine îngrijit. Gardul nu de mult vopsit în culoarea neagră, niciun gunoi, monumentul bine aranjat din marmură, cu poză veche rotundă în care era femeia zâmbitoare. Pe mormânt erau flori proaspete, un buchet din garoafe roșii. Cei s-au părut cunoscute lui Rodion Andrivici. "Dumneavoastră, ce faceți aici?" S-a auzit nu departe de Samoilev o voce feminină. Întorcându-se, el a văzut acea fată însărcinată cărei astăzi dimineață i-a dat bani pentru taxi. În mâna fetei era o sticlă grea din plastic cu apă și o cârpă. Evident, ea dorea să facă curat anume la acest mormânt. Samoilev a simțit cum a început a-i se învârti capul puternic, simțind că starea de șoc acuș îl va acoperi. Bărbatul calm a întrebat-o pe fată: "Așteptați. Dar cine sunteți? Și cine sunteți pentru această femeie?" Fata însărcinată nedumerită l-a privit pe Rodion Andrivici. Lăsând sticla pe pământ, ea și-a șters mâinile murdare de fustă înainte ca să răspundă: "Ea este mama mea, Liudmila Mihailovna Tiulpanovna. Ea a decedat acum 20 de ani, când aveam abia 2 sau 3 ani. Exact nu mă amintesc. Ați fost cunoscută cu ea?"
Abia acum Samoilev a observat cât de mult seamănă această femeie nefericită cu prima și unica lui iubire. Același păr văluros castaniu lăsat peste umeri, aceiași ochi mari și gri, aceeași piele albă și catifelată. Rodion Andrivici era gata să jure că la atingere e la fel de gingașă ca și mama ei. Dar tu cum te numești? Reținându-se din ultimele forțe, a întrebat-o chirurgul pe fată. Mila. Mila Tiulpanovna. La fel privindu-le nedumerită a răspuns tânăra mamă. V-ați cunoscut cu mama mea sau nu? Samoilev a simțit cum ochii lui se umple cu lacrimi fierbinți. În fața ochilor îi apăreau imagini a trecutului său. În el era la fel de multă dragoste și fericire, cât dezamăgire și suferință. Cu Liudmila Tiulpanovna, Rodion Samoilev a făcut cunoștință în cea mai obișnuită cantină. El atunci învăța în anul 5 în Universitatea de Medicină și visa la o carieră de cardiochirurg. În pozele dintre prelegeri, Rodion cu prietenii uneori intrau într-o cantină mică, dar plăcută ce se afla la câteva minute de mers de la instituția lor. Anume acolo, în rând la casă, el pentru prima dată a văzut-o pe ea. Fata cu părul castaniu văluros și cu ochii mari. Plăcinte luați? A întrebat-o atunci Rodion pe fata ce stătea în fața lui, uitându-se la ultimele două plăcinte. Depinde cu ce sunt. Zâmbind a răspuns necunoscuta. Dacă sunt, de exemplu, cu cartof, cu ceapă și cu ou, atunci sigur nu, dar dacă iată cu carne de găină sau dulceață, atunci mă scuzați. Ah, slavă Domnului, cu ușurare a respirat Rodion. Acestea sunt cu cartofi. Nu credeam că soarta plăcintei va fi așa interesantă pentru studenții de la medicină. Zâmbind multicolor a glumit frumoasa. Rodion de parcă a fost fript. Dar dumneavoastră de unde cunoașteți? A întrebat uimit studentul. Ea doar vicleană a zâmbit. Nu e greu să înțelegi, de la voi medici miroase de departe a alcool medical și a diverse medicamente. Și dacă n-ar fi fost deschise geamurile, puteai să te înăduși. Fata iarăși a zâmbit, dar Rodion s-a gândit că este gata să asculte vocea ei o veșnicie. În aceeași seară, tinerii se întorceau acasă de la cursuri împreună. Tânărul s-a cerut să petreacă fata până în sectorul ei. Liudmila studia la școala profesională, pentru specialitatea de croitoreasă. Ea știa foarte multe interesante despre deosebirile stofei și crearea hainelor. Și foarte mult spera că cândva va putea să devină un adevărat designer de modă. Pofta de viață și dorințele fetei foarte îl fermecau pe Rodion. Așa că curând el singur nu a observat cum s-a îndrăgostit în ea. Spre fericire, Liudmila i-a răspuns cu reciprocitate la sentimentele lui. Și între ei momentan a izbucnit flacăra iubirii. Liudmila îi plăcea istoriile hazlii a lui Rodion din practica sa medicală. Și foarte mult își dorea ca el să poată obține tot ce a reușit să plănuiască pentru următorii ani. Unica pată neagră în viața fetei erau proprii ei părinți. Așa s-a întâmplat că viitoarea croitoreasă a crescut într-o familie de alcoolici. Mama ei consuma foarte mult alcool și din cauza relației dificile cu banii, uneori își vindea propriul corp ca să-și mai poată dobândi încă câteva porții de alcool și măcar ceva mâncare. Fata nu avea tată, era doar tatăl vitreg, la fel de alcoolic ca mama ei, dar cu o dependență mai mare față de jocuri în cărți. La urma urmei, a ajuns până la ceea că din mobila din apartamentul lor au rămas doar pereții goi. Părinții Liudmilei au vândut absolut totul. La început, fata încă a încercat cumva să controleze stările de ebrietate a mamei și chiar lucra ajutor de croitoreasă în atelierul local, încercând cu exemplul său să inspire pe părinți să se întoarcă la o viață normală. Însă, foarte curând, Liudmila a înțeles că părinților le este mult mai important alcoolul de pe masă și banii în buzunar, dar pe unica fiică o văd ca unica sursă de venit în familia lor. Fata nu a răbdat așa mod de viață și a plecat de la părinți să trăiască la bunica. Ea cu căldură a primit-o pe nepoată. Ea, la fel ca și Liudmila, mult timp a încercat să influențeze asupra fiicei. Dar toate încercările ei de fiecare dată se terminau la fel. Mama fetei se ținea în stare normală vreo câteva săptămâni, uneori chiar își alunga concubinul, dar apoi nu se mai abținea și totul se începea de la început. Rodion mult timp nu a știut despre istoria familiei iubitei lui.
însă păsărica a reușit să dea toate detaliile părinților viitorului chirurg. Evident, tatăl și mama lui Samoilev erau împotriva comunicării fiului cu fiica unor alcoolici. Așa că când Rodion cu fericire i-a anunțat că vrea să le facă cunoștință cu viitoarea lui soție, Larisa Ivanovna și Andrei Genadievici au primit această veste negativ. Uită să te gândești la această fată, fiule, la ea doar mama e o femeie ușoară. Larisa Ivanovna a încercat să-i explice lui Rodion. Cum vom privi oamenilor în ochi după asta? Dar voi doar nici nu ați văzut-o. S-a indignat Rodion. Eu doar nu cu părinții ei vreau să mă căsătoresc, dar cu ea. Vă rog, oferiți-ne o șansă, permiteți-mi să vă fac cunoștință cu ea. Liudmila este o fată uimitoare, nu e așa ca părinții ei. Tu înțelege-mă, Rodion. Sever a spus tatăl. Nimeni nu spune că Liudmila nu este bună. Ea poate și este bună, dar acum, cât mai este tânără, dar iată când va avea o vârstă anumită. Atunci sângele ei prost va da de știre. Și atunci deja fiului nu vei putea face nimic. Singur înțelegi, e știință. Tatăl are dreptate, afirmativ dădea din cap mama. Gândește-te singur ce îi vei transmite copiilor tău cu astfel de gene. Rodion simțea cum în venei fierbe sângele. Spuneți ce doriți, dar eu doar cu Liudmila voi trăi și mai mult cu nimeni altcineva. Cu aceste cuvinte, băiatul a lovit-l cu pumnul în masă și n-a ieșit din casa părintească. În aceeași seară, Rodion cu Liudmila stăteau pe acoperișul unui bloc cu 9 etaje, unde fata locuia împreună cu bunica ei. Vântul de vară ușor sufla părul minunat al Liudmilei. Tinerii s-au înfășurat într-o plapumă mare și în tăcere savurau frumusețea nopții. Viitorul chirurg a scos din buzunar o cutie mică de catifea și i-a înmânat-o fetei. Deschizând-o, ea a văzut un pandantiv uimitor din argint în formă de porumbel, alături de care stătea la fel de strălucitor un lanț de argint. Ce-i asta? Uimită și puțin jenată a întrebat Liudmila. Aceasta e semnul fidelității veșnice. Îngrijorat a rostit Rodion și a ferit culerul puloverului. La gât, el avea un pandantiv asemănător. Doamne, ce frumusețe! Liudmila a încercat să-și abțină zâmbetul fericit de pe fața ei. Rodion a ajutat-o pe fată să-și pună bijuteria, după ce gingașa a sărutat-o pe iubită. Liudmila, eu trebuie să mai rabâd încă doar câteva luni până voi apăra diploma și gata. Îți promit, ne vom căsători imediat după ce voi absolvi. Desigur, prima perioadă cu locuința va fi greu, dar pe mine probabil mă vor îndrepta la practică într-un oraș îndepărtat. Dar acolo și locuință de serviciu îmi vor da. Nu ne vom pierde noi, Liudmila. Tu doar crede-mă și gata. Eh, Rodion, ce visător ești tu la mine! A zâmbit fata. Dar eu ce voi face acolo? În acel oraș îndepărtat? Tu te-ai gândit. Eu doar mai am un an să studiez. Noi îți vom organiza transfer. Serios, i-a promis băiatul. Eu voi vorbi cu cine trebuie. Tatăl meu are legături, pe tine numai decât te vor transfera. Și chiar zâmbind a adăugat Rodion. Cu salvarea bursei. Acea seară, tinerii au reținut-o pentru toată viața, deoarece aceasta era mai fericită seară în viața ambilor. Dar apoi, pe neașteptate, totul s-a schimbat. Aproape peste o săptămână, după această discuție, Liudmila dintr-o dată brusc și pe neașteptate a dispărut. Numai unde nu a căutat-o tânărul. Și în casa părinților beți, și în apartamentul bunicii, dar așa și nu a reușit să o găsească. Ultima ce a auzit Rodion a fost că Liudmila și-a strâns hainele și a plecat. Dar unde și pentru ce? Despre asta fata nu a spus nimănui. Nici la școala profesională nu au putut să-l ajute pe băiat. Liudmila de parcă a dispărut sub apă, fără să lase vreun indiciu unde să o cauți. Peste încă o săptămână, părinții iarăși l-au chemat pe Rodion la o discuție serioasă. Ei au povestit băiatului că Liudmila s-a împerecheat cu un băiat local ce se plimbă cu o motocicletă. Anume, el a dus-o undeva departe, la nordul țării, așa că nu mai e niciun sens ca Rodion să-și caute logodnica. Ca dovadă, tatăl i-a arătat fiului o scrisoare întocmită cu o dată din spate. În ea scria din numele iubitei lui că ea pleacă pentru totdeauna din acest oraș.
și îl roagă pe viitorul chirurg niciodată să nu o caute și să nu o deranjeze. Rodion își amintea bine cum lumea s-a vopsit în culori sumbre. Crezându-i pe părinți, băiatul s-a cufundat în studii. Și apărând cu brio diploma, imediat a mers la masterat. Începând să combine studiile cu practica în unul din spitalele prestigioase. Abia acum, răsfoind materialele de presă după anchetă, Rodion a aflat că mama cu tatăl atunci l-a mințit. De fapt, Liudmila niciodată nu s-a întâlnit cu niciun motociclist. Ei, la fel ca și băiatul lui, au spus că Rodion are o altă iubită, o mireasă cu mai multe perspective. Așa că croitoreasa nu are ce face lângă o familie demnă din oraș. Disperată, Liudmila era nevoită într-adevăr să plece, dar lui Rodion i-au făcut cunoștință cu Olga, care a devenit pentru el varianta potrivită. În final, căsnicia s-a întors pentru chirurg în mulți ani de captivitate morală și fizică. Așa, părinții tânărului chirurg au reușit să distrugă concomitent câteva vieți. Soarta Liudmilei Tiulpanovna, cum a aflat acum Rodion Andrivici, a fost tragică. Fata a aflat că este însărcinată deja după ce s-a mutat în alt oraș unde nu avea nici prieteni și nici rude. Adaptația în loc nou a fost dificilă pentru ea. Fata mereu se simțea rău și era nevoită să stea toată sarcina în spitalul local. Cu părere de rău, sarcina grea a lovit-o puternic pe femeie. După ce a născut, Liudmila a mai trăit încă 2 ani. După care a murit din cauza oncologiei, care s-a dezvoltat pe fondul stresului cronic. Mireasa lui Samoilev a ars în doar câteva luni și nimeni nu o mai putea ajuta. Pe fetița născută au reușit să o numească Liudmila și dragostea petrecută cu ea timp de 2 ani a fost considerată cea mai fericită din scurta ei viață. În tot acest timp, Liudmila a lucrat acasă croitoreasă. Și în tot acest timp nu a renunțat la visul ei de a deveni designer de modă. Dar soarta a decis altfel. După moartea mamei sale, Mila, cu păstrarea numelui de familie, a fost plasată într-un orfelinat specializat unde fata și-a petrecut toată copilăria și tinerețea fără niciun gram de dragoste și căldură. Cu toate acestea, fata nu a uitat niciun minut acea căldură spirituală pe care mama obosită și bolnavă a reușit totuși să-i o dea. De aceea, primul lucru și datoria fiicei după sfârșitul vieții în orfelinat a fost să caute mormântul mamei sale și ulterior să-l aducă în ordine. Mila nu mai s-a angajat ca bucătar într-o mică cantină situată în centrul de afacere a orașului. Iar cu primii ei bani a ridicat un monument mic dar solid mamei sale. Și de asemenea, a adus în ordine gardul și a început să monitorizeze regulat îngrijirea la ultimul refugiu al mamei sale. Cu toate acestea, viața calmă a Milei a început foarte repede să repete întorsături periculoase. Asemănătoare dureros cu soarta Liudmilei. La fel ca odată mama ei, fata și-a întâlnit viitorul iubit în cantină. Băiatul s-a dovedit a fi fiul unui om influent. El în acel an a venit la Baștină să se odihnească de la studiile din Londra. Între tineri, foarte repede, cum a fost și cu mama Milei, s-a aprins flacăra iubirii. Însă, în deosebire de Rodion, băiatul bogat nu se grăbea să-i facă iubitei sale cerere în căsătorie. De fapt, ea era pentru el doar o jucărie frumoasă, posibilitatea de a se distra. Relația tinerilor prea repede au ajuns destul de departe. Și Mila, aflând peste un timp despre sarcina sa, imediat i-a spus totul băiatului. El, desigur, nici nu dorea să audă nimic despre copil. Propunându-i fetei bani ca să scape de el, băiatul s-a grăbit să plece înapoi în Anglia. Dar înainte de asta i-a organizat Milei un adevărat scandal. În timpul certei, băiatul i-a promis fetei că dacă ea va povesti despre asta părinților lui, poate să nu mai spere la o viață liniștită și la un post de muncă în acest oraș. Mila, nu fricoasă. După plecarea băiatului la studii, fata totuși a riscat să se adreseze după ajutor la părinții lui. Și asta a fost cea mai mare greșeală a ei. Familia bogată, simțit probabilitatea unui scandal, au făcut absolut totul ca să distrugă viața și cariera fetei. De atunci îi refuzau și la cel mai neprestigios serviciu. Până la aceea că nici nu-i permiteau să spele podelele. Cu așa tempau, Mila a ajuns în pragul sărăciei. Și acum, fiind fără surse de supraviețuire, era nevoită să umble însărcinată pe străzile orașului din care nu avea posibilitatea să plece. Ascultând istoria fiicei sale, Samoilev nu-și putea reține lacrimile.
el doar abia acum a decis să-și caute iubita. Cauza este că acum câteva luni, tatăl lui pe patul de moarte, Andrei Ghenadievici, a recunoscut minciuna pe care el cu mama a organizat-o cu viața fiului lor și a iubitei lui. Singur Rodion nu putea crede în cele auzite. Dar când tatăl a dat dovezi, chirurgul nu mai avea dubii în ceea ca vorbea adevărul. După înmormântarea tatălui, Samoilev a început imediat a căuta un detectiv bun și după ce a găsit unul potrivit a riscat să plătească o sumă destul de mare ca să-i poată găsi măcar ceva despre prima și unica lui iubire. Sincer vorbind, chirurgul nici de cum nu s-a așteptat că urma pe care a reușit să o găsească detectivul din trecutul îndepărtat va putea în final nu numai să-l aducă la mormântul iubitei, dar și să-i dăruiască întâlnirea cu propria fiică. Așa cum Rodion a pierdut orice speranță la ceea că va putea cândva să devină tată. De ce plângeți, Rodion Andrivici? A întrebat uimită Mila. Ea până la sfârșit de gândea că bărbatul care a ajutat-o cu banii în acea situație e un cunoscut al mamei ei. Eu plâng deoarece în sfârșit mi-am găsit familia mea adevărată. Fără să-și abțină lacrimile a rostit chirurgul. Mila, eu și mama ta noi doream să ne căsătorim, dar circumstanțele au fost așa, mai pe scurt, eu sunt foarte vinovat în fața ei. Vinovat? Atent a întrebat fata. În ce? În ceea că nu am putut avea grijă de propria fiică. Mila, eu sunt tatăl tău. Cât de groaznic nu ar suna pentru tine. Sper că tu cândva vei putea să mă ierți și să accepți ajutorul meu. Scăpând sticla cu apă, fata fără să spună ceva l-a îmbrățișat pe tata. Ea îl strângea și în ciuda burticii mari. S-a lipit de el atât de strâns la cât de tare putea. Tata! Tăticu! Eu știam că tu cândva mă vei găsi, chiar și când ceilalți spuneau inversul. Eu mereu credeam, mereu. Fata s-a dezlipit de obrazul ud de lacrimi al lui Rodion și și-a tras colțul puloverului său. De groază, Samoilev și-a astupat gura cu mâna. Pe gâtul fetei strălucea pandantivul mamei, care cândva a devenit simbolul dragostei în perechea lor. La fel, fără să spună ceva, bărbatul și-a dezgolit gâtul unde avea o bijuterie, la fel toți acești ani. Mila, văzând porumbelul din argint, fericită a început a râde. Și în acest moment, ochii ei s-au luminat cu fericire, la fel cum cândva era cu ochii mamei ei. Peste câteva luni, Mila a născut un băiețel sănătos și puternic, pe care Rodion Andrivici l-a numit Ion. Ionuț era pentru bunel un cadou al sorții. Băiatul șmecher, cu părul castaniu, îi amintea lui Rodion de el în copilărie și de iubita lui. Băiețelul a moștenit de la mama și bunica sa aceeași ochi mari suri. Tatăl i-a cumpărat Milei un apartament în centru, nu departe de casa lui, ca să aibă posibilitatea în fiecare zi să se vadă cu fiica și cu nepotul. Tânăra mamă era foarte mulțumită tatălui și din partea ei făcea tot posibilul ca el să nu înceteze să simtă grija familială și dragostea sinceră a fiicei. Peste un timp, când Ionuț a devenit mai mare, Mila a mers la muncă, angajându-se bucătar șef în unul din cele mai bune restaurante din capitală. În același an, au îndreptat-o la practică în Los Angeles, unde a putut culege toate secretele bucătăriei americane. Și desigur, fata nu uita să-l alinte cu diverse bucate uimitoare pe tatăl său, care de atunci a încetat să petreacă serile în singurătate. Încă peste un an, fiica lui Samoilev a făcut cunoștință cu un băiat minunat, stagiar ce trecea practica în secția lui Rodion Andrivici. Tinerii s-au plăcut și peste un timp, între ei au apărut sentimente sincere, consecința cărora a devenit o nuntă frumoasă în stil franțuzesc, pe care au sărbătorit-o în restaurantul unde muncea Mila. Soțul era bucuros de Ionuț și l-a primit ca pe fiul său. Acum, când tinerii mulțumiți savurau de luna lor de miere, Rodion Andrivici tot timpul liber petrecea cu nepotul. Micuțul Ionuț putea ore întregi să se joace cu câinele bunicului și să nu simtă oboseală. Totul din cauza că acest copil e primul în familia Samoilev timp de două generații și se simțea înconjurat cu dragoste și grijă. Și înseamnă că acest băiețel are toate posibilitățile să schimbe spre bine karma tot neamului lor.